Fraților, Dumnezeu folosește minuni și în ziua de astăzi. Eu am spus și pentru mine o mare minune este când un om păcătos se întoarce la credința în Domnul Iisus. Am multe exemple, aș putea vorbi mult în privința aceasta. Doar unul spun că la noi în sat era un frate, nu un frate, un om nepocăit, nevastă pocăită, ceva fete pocăit, băieți nepocăiți. Omul ăsta, eu în viața mea nu l-am văzut niciodată treaz. Eu nu știu cum arată omul ăsta treaz. Cu geanta în mână, dintr-un șanț în altul, venea de la servici, când ajungea acasă era zbir, leu, paraleu. Dormea nevasta, fetele prin porumb, veneau dimineața, așa era el de rău. Și am făcut o săptămână de evangelizare și a venit fratele Ionică Bergi de la Bistrița, au predicat. Și într-o sâmbătă seara a întrebat dacă cineva se hotărește, el era acolo, începe a plânge și a spus că se hotărește. Eu eram după amvon și atâta mă gândeam, oare-i treaz sau e beat? Asta era în mintea mea, ăsta cred că e beat. Că am văzut că plânge și a ridicat mâna. Primul care n-a crezut am fost eu. Fraților, omul ăsta a venit și a doua zi duminică dimineață și a venit și duminică seara și a tot venit la adunare. Îmi spunea cineva că el era atunci în concediu, lucra la combinatul de prelucrare a lemnului în Suceava și când o găta concediu și a plecat acolo, când l-au văzut ăștia pe Mitruță, cu sticlă, cu pahare, au venit. Și el a zis că nu, că eu m-am pocăit. Îmi spunea cineva, așa râdeau aceia, de nu mai puteau, Mitruță pocăit. Și Mitruță a rămas pocăit. Și Mitruță a primit botezul în apă și Mitruță a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și Mitruță iese la învon și predică Evanghelia. Și nu o predică așa ca mine, cu rutină. El ies în fața amvonul de multe ori și întâi plânge câteva minute, plânge și adunarea tace și așteaptă până termină fratele Mitruță de plâns. După aceea începe să predice și eu știu de ce plânge. Nu este asta o minune? La noi în sat avem multe minuni. Când o familie, când o femeie s-a pocăit, bărbatul a bătut, a fugărit, a scos de acasă, a prigonit-o și la urmă i-a otrăvit mâncarea. I-a pus o travă mâncare ei și la copii și nu au avut nimica. Când restul la mâncare le-a aruncat la animale și animalele au murit, ea o lua și o dus ceva la analize și o spus, domnule, ce ai dat la păsări și la astea să mănânce? Păi niște resturi de mâncare, dar voi ați mâncat, de aici am mâncat. Păi mâncare otrăvită. Și omul ăsta trebuia să facă pușcărie și nevasta l-a iertat. Eu pe omul ăsta îl țin minte când cu pielea goală, cu toporul în mână, fugea după cineva. Și odată predica la noi fratele Virgil Neagu. Și avea el o predică despre spontaneitatea Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt n-are cutiuțe, șabloane și slujbe cum le punem noi. Că Duhul Sfânt face ce vrea și când vrea el. Și în timp ce predica fratele Virgil, se ridică omul ăsta, era la evangelizare. Și spune, stai așa, băi, oprește. Întrebați-l, Virgil. Oprește așa. Virgil a rămas oprit. Și omul ăla se ridică, băi, oameni buni, voi mă știți pe mine. Hai lăsați-mă să fiu și eu pocăit cu voi, că nu știați să hotărască. Vreau să mă pocăiesc. Și a mai revenit fratele Virgil. Și a început iară să predice, să ridică un băiat tânăr. Stai așa, frate, stai, că și eu mă hotăresc. Și în timpul predicii, în timp ce frate Virgil predica, l-au întrerupt de 6 ori, 6 persoane s-au hotărât, fără chemare. Ei, de atunci omul ăla e pocăit. O lua botezul, Domnul a făcut un om de nădejde, se roagă în adunare, cântă în adunare. Nu este asta o minune? Dumnezeu care a scos pe evrei din robie, o folosi multe minuni. Minuni folosește și acum.